Accidentul rutier a avut loc între orele 13 și 14, potrivit martorilor. Tot ei mai afirmă că cele două adolescente mergeau pe alee în momentul în care au fost lovite de o mașină. În moment când am privit pe geam, taximetristul deja era pe alee, el dânsul din mașină, să vadă dacă fetița este tot în regulă și dacă nu a fost accidentat un pic mai tare. Apoi a venit ambulanța, destul de rapid a venit și deja ei s-au uitat dacă este tot bine. Apoi a venit încă o ambulanță și echipajul de poliție. Cele două fete de 10 și 16 ani au fost preluate de o ambulanță solicitată la fața locului. Apoi au fost transportate la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco. Fetița de 16 ani a fost deja externată la domiciliu, urma unor investigații medicilor, și fetița de 10 ani a suferit o contuzie a buzei superioare, care este la consultarea încă medicului maxilofacial. La fața locului au intervenit și polițiștii care au făcut cercetările de rigoare. În cadrul documentării, polițiștii au stabilit că sunt implicate 3 unități de transport. În urma impactului, automobilul de marcă Kia a fost proiectat pe trotuar, unde a tamponat 2 minore, care imediat au fost preluate de către un echipaj medical și transportate la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenco. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte ale acestui caz.